Bună seara și bun găsit, dragi prieteni, și în această ocazie la emisiunea Vieți Schimbate. De când nu ne-am văzut data trecută, am simțit nevoia să leg câteva mănunchiuri biblice ca să le împărtășesc împreună cu voi, legat de o atitudine pe care oamenii o au în fața vieții, deși știu sau nu știu ceea ce se va întâmpla în viitor, o atitudine de nepăsare în care nu-și mai planifică absolut nimic și trăiesc doar pentru moment, pentru clipa aceasta. E un fel de autodistrugere, un fel de batjocură a vieții, pentru că nu mai are niciunul dintre ei, dintre acești oameni, nicio speranță față de viitor. Relativ recent am văzut un film pe YouTube care descrie ultimele zile ale lui Hitler pe care le-a trăit într-un bunker, îi spune Downfall, și în acest film arată cât se poate de clar că toate drumurile se închideau, că pierdea pe toate fronturile, că trupele aliate încep să strângă rândurile și să se comaseze spre Berlin, iar el avea tot timpul viziuni din astea expansioniste, o să vină armata nu știu care, o să ne salveze, o să facă nu știu cum, și explica ofițerii: Führer, știi că armata aia este terminată, este praf, nu, că o să vină aia la alți cu un supraefort. Ca o altă perspectivă, iubita lui, Eva Braun, văzând că sunt bombardați și că sunt atacați din toate părțile, a zis să facă un banchet, să se distreze și să curgă șampania și să mănânce cele mai rafinate lucruri, pentru că dacă e să moară, măcar să moară fericiți. O adevărată nebunie. Oamenii au viețile, foarte mulți dintre ei, ca un drum închis. Nu se întâmplă nimic, n-au niciun fel de perspectivă, n-au niciun fel de speranță, dar pentru asta cheltuie în neștire, pentru astăzi, pentru că mâine nu știu dacă va mai fi. Și într-adevăr, foarte multe premise pe care le vedem în lumea noastră arată că lucrurile se strică din ce în ce mai tare, și dacă n-ai o perspectivă supranaturală asupra lucrurilor, o perspectivă biblică, o perspectivă profetică, ajungi să-ți pierzi mințile și te refugiezi într-un prezent foarte scurt și nu mai contează nimic altceva. Dacă ai bani de băutură, dacă ai bani să mănânci, dacă ai bani să te distrezi, apropo, sunt cheltuite sume enorme pentru niște spectacole satanice și pentru niște distracții care efectiv n-au nicio noimă. Să mergi să dai sute, mii de lei, să te cazezi într-un oraș pe dincolo și să ce? Să te bâțâi, să cazi în neștire, să stai în aglomerație, la cozi interminabile și să te duci acasă și fără bani și fără nimic, nici cultural, nici spiritual, doar că te-ai distrat, atâta tot. Nu vreau să credeți că mă transform în judecătorul cuiva, însă perspectiva aceasta sau modul ăsta de abordare a vieții nu este nou. Pentru că oamenii care nu l-au pe Dumnezeu în viața lor, și nu mă refer la acei tipicari cu surgii care toată ziua stau și fac rugăciuni și critică pe alții, nu despre ăștia vorbim, ci despre oamenii care în viața lor îl au cu adevărat pe Dumnezeu. Dacă nu l-ai pe Dumnezeu, pur și simplu, viața ta este un drum închis. Am asistat de multe ori la căpătâiul multor muribunzi la ultimele clipe de viață. N-am auzit pe niciunul dintre ei să spună: regret atât de mult că l-am urmat pe Dumnezeu, regret atât de mult că am mers la biserică, regret atât de mult că am citit Biblia, regret atât de mult că l-am iubit pe Iisus Hristos, regret atât de mult că am lucrat pentru Dumnezeu. Niciunul n-a zis așa ceva. Ba dimpotrivă, regretele erau în direcția aceea: o, dacă aș fi știut mai devreme, o, dacă aș fi avut în inimă gândurile acestea. Și iarăși fac o paranteză, nu vreau să mă transform într-un manipulator care folosește evenimentele escatologice ca să stoarcă lacrimi. Departe de mine gândul ăsta. Însă vreau să pun această grilă în fața voastră, să vedeți că foarte mulți oameni trăiesc viața ca un drum
spre o fundătură. Și văd că se închide totul și ce mai rămâne? O zi, două, trei, un an, doi, trei, nu mai contează. Acum, domnule, acum dau tot. Când vorbea despre învierea morților, corintenilor, Apostolul Pavel face o pledoarie și argumentează foarte bine acest adevăr scripturistic despre învierea morților. Și printre altele, în versetul 19, în această argumentație, el spune așa: dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Adică erau și credincioși și necredincioși, care ziceau că sunt creștini și nu credeau în înviere. Dar despre ceilalți, ce să mai zicem? Deci, îți pui nădejdea în Hristos doar pentru viața asta? Sau nu-ți pui nădejdea în Hristos nici în viața asta și când se termină, ești disperat, nu mai ai nici o scăpare? Apoi, într-un alt verset, tot în capitolul 15, din 1 Corinteni, versetul 32, spre finalul acestei argumentații, spune așa: dacă vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele din Efes, care mi este folosul? Dacă nu învie morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri? Observați filozofia, asta nu este nouă, este de mult, este foarte veche, este plină de o resemnare care te duce spre autodistrugere. Drumul acesta către autodistrugere, care este pur și simplu o capitulare și o umplere a vieții cu tot felul de nimicuri și cu tot felul de distracții care în cele din urmă te vor duce spre o disperare și mai mare, pentru că ele nu dau satisfacție, nu duc nicăieri, nu te împlinesc nici fizic, nici spiritual, sub nicio formă, doar îți dau o stare euforică, eventual îți strică sănătatea și cam atât. Drumul acesta către autodistrugere este un drum închis, însă să știți că majoritatea oamenilor au apăsat butonul de autodistrugere. Este cât se poate de cumplit lucrul acesta. Ați observat și în perioada pandemiei. Păi dacă nu există acadelele astea și ciubucurile oferite de lumea noastră în care trăim, oamenii sunt în stare să-și pună capăt zilelor. Dacă n-are omul concediu, dacă n-are omul dreptul să meargă la mall, dacă n-are omul dreptul să intre într-un cinematograf, dacă n-are omul dreptul să intre într-un teatru sau într-o instituție de cultură, păi este în stare să-și pună capăt zilelor. Și pentru asta este în stare să renunțe la absolut orice. De ce? Pentru că alea sunt singurele satisfacții din viață. S-au legat cu dinții să meargă pe un drum închis, un drum către autodistrugere. Și atunci, ce ne-a mai rămas? Să mâncăm, să bem, că mâine vom muri. Domnul Hristos vorbea despre societatea aceasta a sfârșitului în Evanghelia după Luca, la capitolul 21, în care oamenii, fiind captivați și captați de atât de distracții cât și de problemele vieții acestea, nu vor face altceva decât să-și dea sufletul de groază, adică să ajungă pe culmile disperării. Și aici Domnul Hristos vorbește despre mai multe semne care se vor întâmpla și n-aș vrea să insist asupra lor, pentru că fac parte dintr-un decor destul de amplu. Dar mai mult decât atât, pune zoom-ul, lupa, pe starea societății. Și aici vezi două categorii, inegale, foarte inegale. Una de disperați, care își dau sufletul de groază, și foarte puțini, o rămășiță de oameni, care se uită în sus și spun: slavă Domnului că se termină, pentru că izbăvirea se apropie. Aceste două categorii au preocupări cu totul și cu totul diferite, sau cel puțin au
o viziune cu privire la viitor cu totul și cu totul diferită. Primii, cei din categoria majorității, sunt cei care l-au scos pe Dumnezeu din viața lor. Și declarativ, sau dacă nu declarativ, în ceea ce privește planurile de viață, l-au scos pe Dumnezeu de acolo și vor să se autoconducă. Vor să salveze și să prezerveze cât mai mult din viața aceasta, din lumea aceasta. Aici este raiul. De aici încolo nu mai există nimic. Ați auzit de politicile astea globaliste, să salvăm planeta, să... Astea sunt politici satanice, dragii mei. Și aș vrea să înțelegeți de ce. Nu că ar fi rău să nu faci mizerie sau că ar trebui să trăim ca într-un grajd în lumea aceasta sau să transformăm într-un tomberon. Nu despre asta vorbesc. E clar că trebuie să trăiești în curățenie, să ai ordine, să faci anumite lucruri. Dar politica asta s-a transformat în dogmă deja. Este prezentă și în chestionare la școală. Și atunci... îți dai seama că este o încurcătură de nedescris. Pe de o parte, ăștia distrug planeta pentru că în Apocalipsa spune că Domnul Hristos vine să distrugă pe cei ce prăpădesc pământul cu industriile și cu toate celelalte și pe de altă parte te strâng pe tine de gât ca să respiri aer în pungă, să nu poluezi, să te strângi cât mai mult posibil în timp ce ei nu țin cont de nicio restricție pe care ți-o impun ție. Strâmtorarea va fi atât de mare încât oamenii își vor da sufletul de groază. Vor fi două elemente ale strâmtorării mari. Acum că vor apărea ramificații cu totul altceva. Pe de o parte, tensiunile dintre națiuni și pe de altă parte, crizele de tot felul, alimentară, sanitară, economică și așa mai departe. Deci astea două vor face ca majoritatea oamenilor să-și piardă cumpătul, să-și piardă mințile. Catastrofele naturale și elementele acestea de criză. Peste tot ni se vorbește criză, criză, vine. Și culmea, știți cine vorbesc? Exact aceia care le creează. Trebuie să reciclăm mai mult, să facem mai mult, să economisim mai mult, să mâncăm din ce în ce mai puțin. Asta n-ar fi o problemă, că oricum suntem obezi și super îndopați cu de toate. Însă, direcția în care se duc este un drum închis. Pentru că este o acțiune disperată, coordonată demonic, prin care oamenii trag un semnal de alarmă și spun: nu vrem să fim chinuiți, nu vrem să vină Mesia, nu vrem să vină sfârșitul, nu vrem să se termine toată această istorie a Pământului, vrem să rămânem aici. Am mai creat și doctrinile astea milenianiste cu dispensațiunile, cu toate. Păi, dacă ți-ai făcut o casă de 5 milioane de dolari, păi nu vine Hristos să ți-o ardă. Arde buruienile și gunoaiele din împrejurimi, dar casa ta rămâne la fel și poți să rămâi în ea. Mai mult decât atât, spun unii mai năstrușnici, da, să plimbă din ușă în ușă și spun: păi știi, dacă vecinul tău și-a făcut o casă de felul ăsta și el nu este mântuit, păi tu moștenești și casa lui și pământul lui. Sună foarte tentant, nu? Hai la noi ca să moștenești pământul acesta. Nimic mai demonic decât această afirmație, deși este foarte, foarte populară și foarte îndrăgită. Păi spune clar: pământul cu tot ce este pe el va arde, punct. Păi unde mai sunt toate teoriile astea? Toate vor arde. Apoi, tot în Evanghelia după Luca, la capitolul 21, ni se spune pe de-o parte despre oamenii aceștia care își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate și nu mai au o altă bază, nu mai au altceva în care să se încreadă. Și atunci își vor pierde mințile, pur și simplu. Dar
Cealaltă categorie este descrisă în următoarele cuvinte și este îndemnată la o următoare atitudine. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Izbăvirea vine de sus. Atâta de bine am fost setați de media asta tembelă și de filme și de Hollywood, care n-are nimic în comun cu Scriptura. Am fost educați și în subconștientul nostru este înfipt adâncă, de sus vine catastrofa, vine dezastru, vine nemicirea, vin extratereștri, vin dracii ăia cu ochi verzi și cu pielea străvezie. Toate nebuniile vin de sus, trebuie să ne pregătim, să ne apărăm, să salvăm planeta. Știți discursul ăsta? Știți al cui este? Al lui Lucifer. Pentru că Hristos spune că în momentul în care se întâmplă lucrurile astea pe pământ, nu te mai strofoși să salvezi planeta, ci te uiți în sus și zici slavă Domnului că se întâmplă. Și că vine împărăția lui Dumnezeu. Deci de sus vine izbăvirea, nu vin extratereștri, nu vin alien și nu vin Matrix și alte bazaconii pe care le urmăriți pe marile și micile ecrane. Nu despre asta este vorba. Este exact pe dos de cum suntem setați mental să privim lucrurile. Vai, de sus vine nenorocirea. Aia e, pentru unii vine. Pentru unii vine. Dar pentru cine vine nenorocirea? Și cine vrea să țină morțiș să rămână aici? Cei care sunt răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Ei nu suportă că vine împăratul împăraților și domnul domnilor. Însă Iisus Hristos spune așa: când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Dragii mei, de sus vine izbăvirea. Vine mântuirea, vine Iisus Hristos, vine împărăția Lui. Nu vine distrugerea omenirii, cum este foarte bine băgată într-un staniol foarte strălucitor. Generalizare. Vine să ne omoare pe toți. Nu. Hristos vine să aducă dreptatea, să aducă împărăția, să salveze poporul credincios. Nu nimicește pe toți. Pământul cu tot ce este pe el va arde și cei nelegiuiți, spune Sfânta Scriptură, nu spun eu, dar unii au devenit atât de buni și atât de umaniști încât să spună, vai, Dumnezeu să nimicească, vai, Dumnezeu să pedepsească, vai, cum să se întâmple așa ceva? Hai să vă dau un exemplu și să-mi spuneți dacă e deplasat sau nu exemplul acesta. Ați auzit majoritatea dintre voi despre Iosef Mengele, un criminal de război, un psihopat. Doctorul care a fost supranumit Îngerul Morții a torturat ăsta milioane de oameni. În cel mai barbar stil, le injecta tot felul de substanțe în corp, făcea experimente pe viu, pe ei, fără anestezie, să vadă și cercetările lui s-au dus mai departe, unde Domnul știe, dar să nu credeți că s-au pierdut. După ce se termină războiul, Mengele scapă în America de Sud și nu-l caută nimeni vreo 20 și ceva de ani. Și nu l-a găsit nimeni. Sunt niște rapoarte așa care spun că a fost văzut pe aici, pe acolo și a tot schimbat identitatea și a tot făcut acte false. Și a murit, bine mersi, nu i s-a întâmplat absolut nimic. Vă simțiți confortabil ca un criminal de război de talia acestuia să scape nepedepsit? Să ziceți, o, ce bine, săracul de el, o, dar și el om, cum să-l pedepsești? Vai! Și când asculți dramele acelora care au supraviețuit torturii și programul lui diabolic de a face experimente pe oameni, pur și simplu îți vine să-l spulberi. Și când e vorba de
cei care distrug pământul și de criminali în serie și de oameni răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, vai, dar ce rău este Dumnezeu că îi pedepsește. Nu găsesc nicio logică în apărarea unui Dumnezeu zaharisit, care nu pedepsește, care este atât de bun încât tolerează totul la nesfârșit. Dacă ar tolera nedreptatea și răutatea și răzvrătirea și crimele și nelegiuirea la nesfârșit, ar fi mai nedrept. Este ca și atunci când legile și pedepsele n-ar mai fi valabile pentru cei care le merită. În ce s-ar transforma lumea noastră? Dacă am merge pe raționamentul ăsta pe care noi îl punem în dreptul lui Dumnezeu, ar trebui ca Dumnezeu să nu pedepsească, să nu ardă, să nu ucidă, să nu, ca să rămână bun. Ei, aplicați-l în societatea civilă și o să vedeți unde ajunge societatea pe raționamentul acesta. O hoardă de asasini, de criminali și de oameni fără niciun căpătâi. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Apoi spune Domnul Hristos aici un avertisment față de fiecare dintre noi. Căci ziua aceea, versetul 35 și în continuare, va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Toți vor fi luați prin surprindere. Unii într-un mod plăcut, alții în mod neplăcut. Vegheați dar tot timpul, în tot timpul, și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla, nu e probabilitate, e certitudine, și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Și versetul 34 mai sus spune așa: luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Observați care este marea problemă. Oamenii care au viața ca un drum închis nu văd în sus. Ei văd un zid în față și acolo se oprește tot. Eventual, mai văd în stânga și în dreapta facturi, scumpiri, știri, războaie și prostii de genul ăsta. Dar în sus nu se uită niciodată. Și în față este un zid prin care nu pot trece. Și prin urmare, ceea ce le rămâne în prezent de făcut este mâncare, băutură și preocuparea cu grijile. Ce mai facem acolo? Pe cine mai votăm să schimbăm soarta lumii? Mamă, când vă aud cu din astea, deci îmi vine să, nu știu, să strig, să urlu în gura mare, să vă spun, dragii mei, cu un vot voi nu mai schimbați lumea, chiar așa naivi ați ajuns. Să credeți că schimbați lumea cu voturi. Deșteptați-vă odată din nebunia aceasta. Lumea nu se schimbă cu voturi. Lumea se schimbă cu acțiunile voastre. Lumea se schimbă pregătindu-te pentru împărăția lui Dumnezeu și lucrând pentru ca să afle cât mai mulți oameni această veste eliberatoare. Nu mai așteptați nimic de la nimeni. Luați-vă viața în mâini cu Dumnezeu și lăsați în pace pe toți cei care vă prostesc și vă țin cu ochii alipiți acolo de televizoare, că vezi, Doamne, poate acum o să fie mai bine. Și trece campania și după aia aceleași grope, aceleași probleme, aceleași de 30 ceva de ani, aceleași minciuni. Eu mă mir cum mai pot să mintă și ce să mai mintă, ce să mai promită. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreueze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea, și astfel viața, ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Știți ce este tragic, dramatic? Că am devenit dependenți de negativism.
Și cu negativismul suntem manipulați peste tot. Ai auzit ce se întâmplă? Mai nou și vremea este apocaliptică. Cod verde, portocaliu, mov cu trăsnete, e dezastru, e sfârșitul lumii. Deja nici la vreme nu mai poți te uiți. Și aia este deja o amenințare. Se termină tot. Și oamenii, ca o dorință de a scăpa de această menghină, din această menghină care se strânge din toate părțile în jurul lor, se avântă pe toboganul acesta al distracțiilor. Măcar să murim fericiți, că de perspective cine mai poate să mai aibă parte? Cine mai poate să viseze la viitor, să se gândească la lume, la... Și oamenii care nu l-au pe Dumnezeu sunt disperați. Dar să știți că sunt oameni care nu l-au pe Dumnezeu citind profețiile, citind Scriptura, ținând evanghelizări. La fiecare oftat, la fiecare semn, la fiecare lucru care pare mai ciudat, gata, încep să... Trebuie să ne pocăim, că vine Domnul, nu asta este perspectiva. Trebuie să fii fericit, să trăiești cu Dumnezeu în viața asta și în viața viitoare. Asta este perspectiva. Și să fii fericit că Dumnezeu îți dă putere să treci prin orice vine în viața ta. Asta este perspectiva. Nu să tot tremuri ca varga să te manipuleze când unii, când alții. Dar nici să fii atât de irresponsabil încât să zici, aia mai contează, oricum ar fi, mâncăm, bem, că mâine a murit, gata. Luați seama la voi și vă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu buibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. În cartea Apocalipsei, la capitolul 18, apare descrisă ultima desfătare în risipă a unor oameni inconștienți, conduși de demoni. Imaginea este cât se poate de sumbră, pentru că descrie perspectiva și locul și situația în care au ajuns oamenii care l-au dat la o parte pe Dumnezeu. Aici intră toate politicile europene, euroatlantice, care n-au de-a face cu Dumnezeu, deși poate că declarativ pe aici pe acolo mai apare numele de Dumnezeu, dar dacă vezi în ce direcție se îndreaptă, îți dai seama că Dumnezeu nu mai este acolo. Apocalipsa 18 descrie pământul ca fiind o închisoare a dracilor. N-ai voie asta? N-ai voie asta? Cât aer respiri, care e amprenta de carbon, o să vedeți unde ne duc toate politicile astea ecologice și ecologiste, care vor să salvăm planeta. Temnița dracilor. Păi nu poți să mergi cu mașina mai mult. Ai aici, totul, prin GPS, prin satelit, urmărim, vedem, nu așa. Reduci consumurile, ce, gata, nu mai cu lăfăiala. Ei da, tu nu. Temnița dracilor. După aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. De ce s-a luminat de slava lui? Pentru că pe pământ este întuneric. Cartea lui Isaia este un mesaj de trezire extraordinar pe care aș vrea să-l împărtășesc cu voi. Isaia, capitolul 60, unde Dumnezeu avertizează cu privire la întunericul acesta. Capitolul 60 cu versetul 1 și 2. Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine, căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava lui se arată peste tine. Observați contrastul. Îngerul lui Dumnezeu vine și luminează pământul care este plin de negură, de întuneric, de minciună, de asuprire.
Și toate acestea sunt îmbrăcate, ca în toate sistemele totalitariste, într-o glazură de ciocolată. Ne merge prost, dar este extraordinar. N-aveai voie să vorbești de rău nazismul. Este cel mai desăvârșit sistem. N-aveai voie să vorbești de rău fascismul sau n-aveai voie să vorbești de rău comunismul. Dacă n-aveai curent, dacă n-aveai apă, dacă stăteai la rând la pâine, la banane, la tot ce vrei, stăteai la rând și totul era cu rația și cu cartela, n-aveai voie să te plângi că îți merge rău. Totul era la superlativ. O, epoca de aur! Să trăiască și să înflorească. Și ție poate că îți chiorea stomacul de foame. Dar n-aveai voie să zici, totul era extraordinar. Poate credeți că am scăpat. Nu, n-am scăpat, stați liniștiți. Am avut o mostră recentă și acum mai urmează și altele. Îngerul a venit și tot pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut, a căzut Babilonul cel mare. A căzut, cauza Babilonului este una pierdută. Țineți minte, globalismul cu toate astea e o cauză pierdută. Și o cauză drăcească, bineînțeles. Și zice că a ajuns un locaș al dracilor. O închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. De ce păsări necurate și urâte? O contrafacere a lucrării Duhului Sfânt. Tot felul de inspirații. Mi-a vorbit Domnul, frate, mi-a vorbit. Așa le vorbește la unii din stratosferă, așa, și sunt atât de inspirați din toate direcțiile. Numai ce trebuie nu le descoperă Domnul. O contrafacere demonică, halucinogenă, manifestată în creștinism. Temnița dracilor, frică, 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 vine, trebuie să ne pocăim că vine, 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 hai să mergem să... Și până la urmă nu știi unde să mergi, că te duci spre un drum închis. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Această curvie politico-religioasă, din care unii trag foloase maxime, în timp ce ceilalți mor de foame. Vă place? Vă este cunoscut? Promisiuni, 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 propagandă peste tot, ne legăm speranțele, a, ce se întâmplă în America, ce se întâmplă nu știu unde. Ce se întâmplă? Că... Pe de o parte, se dă senzația că mergem spre progres, dar libertățile sunt din ce în ce mai tunse, mai rase, bărbierite și limitate, astfel încât să te încadrezi, să rămâi în pușcăria dracilor. Mesajul lui Dumnezeu este unul de eliberare. Luminează pământul și cei care încă mai au creier să gândească și inimă și curaj să iasă de acolo, pot să facă lucrul acesta. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei, fiți atenți, și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Vedeți de ce vor ei să salveze planeta? Ca să scape de judecata lui Dumnezeu. Este simplu și atunci încercăm să prelungim cât mai mult. Dar Dumnezeu spune foarte clar că planeta aceasta, în cele din urmă, va avea un sfârșit. Și nu este un adevăr fatalist, ci o conștientizare prin care Dumnezeu ne deschide ochii să ne dăm seama că urmează ceva mai bun după. Și cât trăiești aici, trăiești cu perspectiva aceasta, că ești copilul lui Dumnezeu și orice se întâmplă bun sau rău în viața ta, este un motiv de a-i mulțumi și mai mult lui Dumnezeu. Și te pregătești, de fapt, pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă stoicii au reușit, fără Dumnezeu, să inventeze sau să conceapă acel sistem filozofic prin care să privești evenimentele vieții cu resemnare, amor fati, iubește destinul, și să privești cu demnitate orice se întâmplă în viața ta, oare noi, ca și creștini, care avem valorile acestea în Sfânta Scriptură, n-ar trebui să fim de 10 ori mai stoici decât ei? Având acea lumină
pe care o prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci unde e disperarea? Trebuie să ne pregătim. Trebuie să ne pregătim, dar nu în felul ăsta și nu cu motivația aceasta. Unii și-au făcut averi pe Evanghelia asta a spaimelor. Și încă fac. Și au foarte mulți gură cască. Știți de ce? Pentru că oamenii sunt dependenți de negativism. Și instinctul primar de supraviețuire este mai puternic decât orice. Și în momentul în care i-ai adus frica omului, l-ai pus pe un teren șubred și în momentul ăla, când vede că n-are nicio ieșire și oferi o soluție, chiar și o minciună, omul este gata să facă orice. Însă, dacă ne uităm în Apocalipsa, Babilonul va dispărea cât ai bate din degete. Vine îngerul și ia o piatră mare și o aruncă mare. Zice, cu așa repeziciune se va termina și cu Babilonul. S-a popoțonat mult, s-a pregătit mult, multă pompă, mult fast, multe organizații, multe cheltuială, bani și toate astea. Și când totul este clădit, Dumnezeu vine și dărâmă cu un simplu gest. Și totul se termină pentru cei care sunt în pușcăria aceasta a dracilor. Cei din generația potopului, la fel, au fost foarte distrați. Ce contează? Vine potopul, nu vine? Nu mai contează. Hai să ne distrăm. Până când a venit potopul? Și a venit potopul și a luat pe toți. Vezi, zice, astea sunt povești. Dacă astea sunt povești, vă rog să aruncați la gunoi spusele Mântuitorului și să-l faceți cel mai mare mincinos al tuturor timpurilor, iertați-mi impietatea. Dar asta faceți, toți cei care spuneți că potopul este doar un mit, o poveste, o fi. Ei, despre povestea asta vreau să vă anunț că vorbește Iisus Hristos. Și cei care nu credeți, luați Scriptura și citiți. A fost real, s-a întâmplat, pentru că spune Iisus Hristos și punct. Restul nu mai contează. Generația potopului și cea sfârșitului, spune Domnul Hristos, au ceva în comun. Inconștiența, ignoranța. Spune Dumnezeu, mă va veni. Hai să mâncăm, să bem, că mâine vom... contează, o viață avem, ce mai nou? Ceilalți, în cealaltă extremă, vine sfârșitul. Vai, ai auzit? S-a întâmplat asta, s-a întâmplat ce... Cele două extreme. Fataliștii și inconștienții. Ignoranță. Lasă-mă pe mine. Dar faptul că ești ignorant sau faptul că ești fatalist nu te scutește de împlinirea evenimentului care a fost profetizat. Că vrei tu, că nu vrei. Se întâmplă. Când Dumnezeu a zis să vină potopul, a venit. I-a spus lui Noe, intră în corabie tu și casa ta și ceilalți au fost luați de ape. Când Dumnezeu a hotărât să judece Sodoma și Gomora, s-a rugat el la Avram. Dar Dumnezeu știa că răul a ajuns la coacere și au fost nimicite. N-a mai stat să întrebe, auzi, ești de acord? Vot democratic. Ești de acord să nimicești sau nu? Ce zici? Am ajuns și asta să facem, să votăm adevărul lui Dumnezeu. Ce este adevărat și ce nu este adevărat? Ce poate să facă Dumnezeu și ce nu poate să facă? Ridicol! Evenimentele astea s-au întâmplat când a vrut și când a hotărât Dumnezeu. Și asta se vor întâmpla când vrea și când va hotărâ Dumnezeu. Așa că atunci când suntem foarte dornici de a lupta împotriva lui Dumnezeu, să fim conștienți că ne aflăm pe un drum închis. Perspectivele se termină aici. Nicio speranță pentru viitor, totul s-a închis. Și singura bulă în care omul se mai poate simți cât de cât confortabil este aceea unor plăceri ieftine, pentru că totul s-a dus. Generația potopului și cea a sfârșitului au avut această și au această caracteristică în comun, ignoranța și negarea adevărului pe care l-a spus Dumnezeu. Prăbușirea Babilonului antic
și a Babilonului mistic au elemente în comun. Babilonul antic s-a prăbușit tot în urma unui banchet al oamenilor inconștienți, care au zis să mâncăm, să bem, că mâine vom muri. Erau acolo medoperșii la poarta lor, din toate părțile, pierdeau războaiele și a zis Belșațar, hai să facem un chef, ca să arătăm că împărăția Babilonului este de necucerit, să negăm realitatea, să negăm tot ce se întâmplă în jurul nostru. Până când a venit mâna aceea și a scris pe zid și a zis, mene, mene, techel farsin. Și după aia a început să tremure de groază, dar asta o știa. Pentru că îi mai spusese și bunicului său, Daniel, i-a spus și lui probabil în anumite ocazii, știa care era adevărul profetic. Chiar îi bate obrazul Daniel și zice, împărate, ai știut și nu te-ai pocăit. Ai știut toate aceste lucruri și nu ți s-a muiat inima, nu te-ai apropiat de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu în noaptea asta îți ia împărăția. Cât de stupid poate fi să știi că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple și tu să te bagi ca struțul cu capul nisip și zici, nu cred că o să fie la noi criză, nu cred că o să vină la noi sfârșitul, nu cred că o să se întâmple ceea ce spune Dumnezeu în Scriptură, nu cred că o să vină ceea ce este profetizat. E alegerea ta dacă vrei să crezi sau nu. Însă nu înseamnă că nu se vor întâmpla toate aceste lucruri pe care Dumnezeu le-a scris aici. Așa că hai să luăm exemplu din trecut și să nu mai repetăm aceleași greșeli. Pentru că în felul ăsta ne punem pe un drum închis. Iar când ajungi chiar în fața zidului, disperare. Gata. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla. De ce? Pentru că ei nu mai știu ce se va întâmpla. Sau dacă realizează ce se întâmplă, realizează prea târziu. Exact același banchet al păcatului și al risipei, al desfătării în risipă, va fi și cel al Babilonului. Când o turmă de oameni spălați la cap și la minte vor sta cu da să trăiți în fața demonilor și a reprezentanților lor, iar o mică rămășiță va zice, nu, domne, noi îi slujim lui Dumnezeu, avem alte perspective, alte așteptări de la viață, noi nu vrem să ni se pună contoar inclusiv pe oxigen. Pentru că astea sunt drepturile date de Dumnezeu pentru ființa umană. Noi nu vrem să adoptăm valorile Sodomei, pentru că noi avem altfel de valori ale lui Dumnezeu. Iar cei care vor vedea căderea aceasta subită a Babilonului și a întregului sistem construit cu atâta meticulozitate, vor plânge. Și zice versetul 11 că negustorii pământului o plâng și o jelesc pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Valorile astea convenționale, știți, bijuterii, pietre scumpe și toate astea pe care punem atâta preț mai mult decât pe suflet, pe valori și pe mântuire. Și când toate acestea vor fi luate sau când nimeni nu-ți va mai cumpăra marfa, toate acestea nu vor fi decât gunoi. Spunea un profesor de la seminar, ce prețuiește mai mult, un kilogram de aur sau un litru de apă? Toți am zis, un kilogram de aur, clar, cu un kilogram de aur îți cumperi tone de apă. Nu, băieți, n-ați înțeles, ești în deșert, căldură maximă, ai un kilogram de aur și un litru de apă. Ce alegi? Observați cum contextul poate să schimbe totul. Sunt scumpe astea, sunt scumpe că au căutare, dar când nu le va mai căuta nimeni, vor deveni gunoi. Și apartamente, și aur, și argint, și pietre scumpe, toate! Și ceea ce va fi cu adevărat valoros va fi viața, hrana și ceea ce ești. Atât! Restul nu mai contează, pentru că nimeni nu va mai cumpăra marfa aceasta. Oamenii își vor da seama că nu au ce face, pentru că toate acestea trebuie să le lase la drumul închis.
marfă, de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de insubțire, de purpură, de mătase și de stacojiu, nici felurite soiuri, de lemn, de tin, tot felul de vase, de fildeș, tot felul de vase de lemn, foarte scump, de aramă, de fier, de marmură și în capătul listei, sufletele oamenilor, nici astea nu mai valorează nimic. Pentru că oamenii s-au devalorizat atât de tare încât și-au golit imaginea și chipul lui Dumnezeu. Ce să mai faci cu ăștia? Totul s-a destrămat, toate valorile convenționale nu mai sunt cumpărate de nimeni, nici măcar credul nu mai ai pe care să-i manipulezi și atunci totul se năruie. Și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese strălucite sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Este dramatic, dar în același timp este un duș rece, este un pumn în barbă, dacă vreți, pe care ne-l dă Dumnezeu să ne trezim. Deși s-ar putea pentru unii să fie knockout. Acela că toate aceste lucruri fără Dumnezeu înseamnă drum închis. Și este tragic să investești toată viața, să trăiești toată viața și să ajungi la capăt și să-ți dai seama că ai trăit degeaba. Cu totul alta este perspectiva acelora care îl au pe Dumnezeu în viața lor și care, în ciuda faptului că drumul se închide, se deschide o nouă dimensiune, venirea împărăției lui Dumnezeu. Și aceia sunt cei mai fericiți oameni, oamenii pe care foarte mulți îi blamează și îi iau în râs, însă ei vor face la sfârșit diferența.